Mâncăm produse de la fast food fără să știm în ce condiții sunt preparate și păstrate. Un control al poliției a scos la iveală nereguli grave în ceea ce privește proveniența, ambalarea și depozitarea cărnii. Oamenii legii au găsit carne păstrată în condiții insalubre, care punea în pericol sănătatea oamenilor. Polițiștii de investigare a criminalității economice au acționat pe raza municipiului Slatina, depistând 6 agenți economici care dețineau aproximativ 270 de kilograme de carne diverse sortimente în vederea comercializării, fără a respecta normele sanitar-veterinare în ceea ce privește proveniența, ambalarea și depozitarea. Polițiștii au găsit mai multe nereguli și au luat măsuri, au confiscat carne și au dat amenzi. De asemenea, la un angajator au fost găsiți bani pentru care acesta nu eliberase bonuri de casă clienților, întreaga sumă fiind confiscată. Polițiștii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 33.500 de lei pentru încălcarea prevederilor legii numărul 12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite. Cantitatea de aproximativ 270 de kilograme de carne a fost confiscată și predată unei unități specializate pentru neutralizare. Polițiștii au mai confiscat carne nesigură pentru consum în ultima perioadă. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT, primii responsabili de acest domeniu, nu au putut fi contactați pentru a explica neregulile constatate de oamenii legii. Așa că, pe viitor, rămâne să aflăm de la poliție cât de sigure sunt alimentele pe care le consumăm.